Bună dimineața tuturor, la început de săptămână, apă proaspătă, amintiri proaspete, totul e nou. Începe săptămâna cu speranțe și cu pumnii strânși pentru Alona Moon. Amintiri noi, pentru că acum 10 ani Alona a fost 1000 și acum e 2013. Da. Bun venit la prima oră. Salut, salut. Bine, ce ne bucurăm să te regăsim. Bine v-am găsit, da, dar mie îmi place de fiecare dată să vin la voi. Știm. Vin cu mare drag și cu multă dispoziție. Bună. Da, 10 ani. Nici mie nu-mi vine să cred atunci când realizez că 10 ani deja au trecut. E cumva, vrei cu ocazia celor 10 ani să mai mergi odată la Eurovision sau e o întâmplare? E o întâmplare, că după asta am înțeles că, uite, 10 ani au trecut. 2013. Wow, da. 1000, tu în rochie aceea lungă, înaltă, nu știam pe câte cuburi stăteai. Te vedeam... Unul era. Unu. La televizor vedeam un televizor pe rochie. Da, da. Frumos. A fost foarte frumos și acum, da, îmi amintesc cu mare drag și vrem de data asta să trecem peste, poate. Uh-huh. Încercăm cel puțin. Să știi că primesc atâtea mesaje frumoase de la cei care mă cunosc din 2013 și chiar... Ai vedere din străinătate. Da, foarte multe mesaje din străinătate. Și mă bucură foarte mult că nu s-a uitat momentul pe care l-am făcut atunci. Și... A fost un pionierat la Eurovision, scenografia, tot ce ai arătat-o acolo. Da, aparte de ce ai cântat. Da. Chiar vizual. A fost ceva nou. A fost ceva nou și normal. De asta cred că am și rămas în vizorul oamenilor și până acum. Nu doar de asta. Da. În primul rând, pentru că ai interpretat o melodie foarte frumoasă și ai cântat-o excepțional. Da, piesa era... Stimați telespectatori, cei care au pornit televizorul și nu înțeleg despre ce ne amintim noi acum, ne amintim despre Eurovision de acum 10 ani și iată că Alona Moon în 2013 a decis să mai meargă. Încă o dată, în ce oraș o să fie anul acesta? În 2023 acum. 2023, mergem în... Eurovisionul are loc în Liverpool. Liverpool, Marea Britanie. Da. Nici departe, nici aproape. Dar mai întâi trebuie să se încheie etapa asta națională, da? Da, urmează etapa națională. Unde suntem acum? Suntem acum în pregătiri pentru finala națională. Când are loc finala? Pe data de 4 martie. 4 martie? Da. Nerăbdători până atunci, nerăbdători, nerăbdători. O lună. Vouă vi se pare că e prea mult? Nu, ni se pare puțin pentru pregătiri. Pentru că munciți și nu le reușiți, da? Da, exact, da. Foarte multe avem de făcut. Dar ce e de făcut? Eh, avem cânticul, mai nimic. O avem pe Alona Moon, avem voce de la mama și de la Dumnezeu. Ce mai avem? Vrem să pregătim și un show superb, pentru că cred că nu ar fi ok să revenim așa. Ai ambiția să fie și mai și. Și, păi, sigur, așa trebuie să fie. Și de data asta avem la fel o piesă foarte puternică și ca mesaj și noi trebuie să transmitem asta și prin show-ul pe care îl pregătim. Vrem cumva, deja simțim lucrul ăsta, să încercăm să unim mai multă lume, să, cu gândul, cu ceea ce simt din interior. Și cred că piesa asta are potențialul să facă. O să vorbim asta. Neapărat despre această piesă. Vreau puțin să deschid o paranteză despre cum ești tu acum față de cum erai în 2013. În 2013 ai mers o puștoaică ambițioasă. Acum, da, cine ești? Cine e Alona Moon care vrea să ajungă la Liverpool? Continui să fiu ambițioasă, mai puțin puștoaică, pentru că deja, 10 ani au trecut de atunci, e și normal. Arăți ca atunci. Mersi. Deși ai cam slăbit. Așa, ești mai fit, mai așa, mai o garofiță. Nu știu dacă am slăbit. Nu, atunci Nu, da, probabil. Deci cine ești tu acum? Așa. Cine ești acum? Acum sunt Alona Moon, cea cu experiență deja, cu înțelegerea unde merg, ce trebuie să fac. Alona Moon, cea care colaborează cu o echipă faină. Avem două datorii despre care să discutăm, despre cântec și despre echipă. Vezi, așa, mai departe, acolo, da, în listă. Sunt, în primul rând, omul care a avansat din multe puncte de vedere, pe plan personal chiar, pentru că asta contează pentru un artist, ce ai aici. Ce ai în vedere personal?
felul de a gândi, felul de a merge și prin muzică ca om. Am surprins un moment în care am văzut această evoluție și chiar m-am întrebat ce se întâmplă în creierașul tău, dacă pot chiar să... Mi-am făcut un print screen, varianta moșnegească, ce a zis Aliona Mun. Și ce a zis Aliona Mun, vă zic imediat, la o postare de acum câteva săptămâni. Sunt zile în care gândurile se plimbă haotic, cuvintele tale, accelerează prin minte, că nici nu reușești să le prinzi, să le analizezi sau să le dai viață. E despre ale mele azi. Aliona, e atât de profund. Unde ai zburat? Da, să știi că atunci începusem încercările de a scrie piesă pentru Eurovision. Mm-hmm. Și tocmai despre asta am scris, pentru că aveam prea multe idei despre cum ar trebui să fie piesa și totodată parcă nu mă puteam opri la ceva anume. Da, am avut o perioadă foarte încărcată și emoțional și chiar parcă... Cred că erau emoțiile de a reveni cu ceva mai puțin... Ai avut impresia că ai avut o pauză prea lungă și acum nu știai cum să te reafirm? Nu, deci aveam idei despre piese bune, însă nu erau destul de bune pentru a reveni în competiția Eurovision. Hai să luăm la puricat prima datorie, cântecul. Cum a apărut ideea acestui cântec? Cine l-a ambalat, l-a învelit, l-a îmbrăcat, i-a pus hăinuța, ritmul și așa mai departe, versurile, tot? Să știi că piesa a pornit dintr-o discuție despre ceea ce se întâmplă acum în lume, despre felul cum ne simțim noi, despre faptul că ne-am îndepărtat oamenii unii de ceilalți, a dispărut un pic încrederea și abilitatea asta de a da dragoste, căldură celorlalți. Dar totuși am rămas un pic mai... De ce așa ne-am răcit noi oamenii? Unde noi? Cred că... Rețele sociale sau ce? Nu, probleme, nu e vorba de asta. Cred că au fost. Perioada prin care am trecut cu restricții și așa, ne-a îndepărtat fizic și totodată războiul, și da? Emoțional. Așa am simțit eu cel puțin. Da? Și să știi că strofa piesei a fost scrisă un pic mai înainte și era gândită despre perioada pandemică, de fapt. Care pe urmă a prins o altă culoare deja trecută prin timp și prin ceea ce se întâmplă exact acum. Și cumva am simțit-o altfel, această melodie. Și ai încălzit fierul și l-ai mai bătut odată. Cam așa pot spune, da. Melodia? Melodia, strofa e scrisă de mine. Am mai intervenit și colegul meu de la label Marej, care a mai fost pe la voi prin studio. Da. Și versurile au fost scrise de Satoshi. Satoshi? Da. S-a lucrat așa foarte... Ce echipă frumoasă. Da, exact. Și, nu, și asta nu asta. E toată echipa. Vrei să mai dai vreo două nume ca să ne lăudăm, da. Să ne bucurăm? Da. Producția a fost făcută de Tenso. Cu el lucrăm foarte des acolo în studio. La toate a participat și Roman Burlaca, pentru că el acolo era... Și la muzică? Și la muzică, să știi. Serios? Ce? Nu m-am știam așteptat. Că România e cu vizualul. Da, dar să știi cu câte idei a venit acolo în studio. A fost ideea cu ritmul ăsta întrerupt, two-step? Sau cu... A lui Cătălin Tenso. El a venit cu ideea că așa ar suna. Chiar sună și bestial. Fresh și ar da o intensitate anumită piesei. Dar să știi că Roman, nu m-am știut, el a și cântat cu noi și mi-a arătat... Aici trebuie să fie nota asta așa, undeva pe acolo. A, sau... El e extaziat acum, are și bebeluș și pentru el totul e la maxim. Da, da. Și să știi că s-a implicat destul de mult. Aha. El știe ce trebuie, cum ar trebui să audă el piesa, cum ar trebui să o simtă, probabil. Și asta un pic ne-a ajutat și pe noi să ajungem exact la formula asta. Aliona, noi ținem foarte mult la creația ta, la muzica ta, la această piesă. Dumă se numește, cu care vei lupta pentru etapa națională 4 martie, așa ai zis? Da, pe 4 ținem martie. Pumnii, îți urăm mult succes, inclusiv îți urăm succes și izbândă să ajungi la Liverpool. A, să dea Domnul, mersi foarte mult! Iar astăzi suntem gata să ascultăm această melodie la TV, să vedem cum se aude la TV.